Bună seara dragi telespectatori la o nouă ediție de CULART. În această seară avem onoarea dacă putem spune așa și eu unul sincer sunt onorat să am lângă mine un uh, invitat de marcă și un om care de-a lungul carierei domniei sale, indiferent în domeniile în care a activat, uh, și-a lăsat amprenta și și-a lăsat-o foarte bine. Am să-i spun bună seara domnului Radu Boroianu. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Cularte. Îmi face plăcere să constat că, iată, posturi mai noi de televiziune și înțeleg private uh -huh. acordă importanță culturii încât aveți această emisiune. Am urmărit-o de câteva ori. Vă mulțumesc. Pentru că am șansa să cel care îmi furnizează serviciile de televiziune unde. Să aibă, stau, post. să aibă postul. da. Înainte de a vă întreba uh, un lucru, aș vrea să citesc dintr-o afirmație pe care dumneavoastră ați făcut-o și chiar aș dori să o explicăm puțin, pentru că aveți dreptate. Și aș vrea să știu de ce aveți dreptate. Spuneați la un moment dat așa, citez. Pentru români, ăsta este poate unul din păcatele cele mai mari ale istoriei noastre. Și anume că i-am alungat pe cei mai isteți dintre noi întotdeauna. Și o facem și acum, cu vârf și îndesat. De ce da, aveți dreptate? E, e o constatare pe care am făcut-o în întinerețea mea printr-o întâmplare. Și după aceea, sigur că am cercetat-o mai, mai profund. Devenisem prin diferite uniuni între familii unii între familii, oarecum rude cu familia Leca. Mm -hmm. După cum se știe, Anicuanda a fost căsătorită a doua oară cu o doamnă din familia Aleca. Și în interiorul familiei de jilărgite circula o, o scrisoare a tatălui Anicuanda. Pe vremea când scria scrisoarea, era doar maior, și îi se adresa fiului. Era hegemoniconul epocii, cerea ca în lucruri serioase fiul să se adreseze în scris tatălui, tatăl. Să-i răspundă în scris fiului. Și deci, era răspunsul tatălui Noaricoandă către acesta. Gândiți-vă că era datat în finalul secolului XIX, exact în 1899. Și îi spune, fiule, pregătește-te să, să pleci din țara noastră. Am sentimentul din ce în ce mai acut și foarte trist pentru mine ca militar să constat că lumea nici nu vrea să te înțeleagă. Ori cunoscându-te bine și eu și mama ta, cu durere îți spunem că trebuie să te duci cu, cu mintea ta scormonitoare către alte zări ca să-ți găsești acolo răspunsul la întrebările care te chinuie. E dramatic. Și îi spune mai departe, sigur că citesc din memorie, da, da, da. nu e exact, îi spune mai departe nu problemele materiale sunt cele care ne lipsesc, ci faptul că lumea nu vrea să înțeleagă, nu vrea să iasă din tipicul ei. Sau din mocirlă în care se scaldă. Nu știu neapărat dacă în toate cazurile a forma chiar de mocirlă, spune că în cazul familiei Coandoa, o familie de, de băieri cu, cu mijloace materiale, cu tot n aș fi zis da, că da, chiar da. mocirlă. Dar, uh, în moment, la puțină vreme după aceea, am constatat din studiile care mă preocupau că tot așa foarte tânăr plecase Brâncuș dintr-o familie de oameni sărmani. Da, făcând o paralelă la... Uh, după aceea aveam să constat că a plecat uh, celebrul autor al sonicității, dintr-o familie de burghezi înstăriți. Și așa mai departe. Oare, trebuie să-ți pui întrebarea, domnule, de ce plecau? Da. Aparent, România înainte și după primul război mondial, România întregită, a avut unele perioade în care părea că întregul societal se mișcă înspre un progres, evident. Da, a fost bumul acela tehnologic, a fost remodernizarea, -re modernizarea României. Exact. dar noi, de casa luam, noi preferam întotdeauna să luăm modelele de-a de la alții Ce să nu facem decât noi... să alimentăm inteligența românească. Așa mi se părea. După aceea am colindat, tot așa, în sfârșit de adolescență și tinerețe, de început, foarte mult țara pe jos. Și am putut să constat că lucruri care păreau, poate, mai uh, normale în satele din sudul României, se regăseau sub alte forme de manifestare și în uh, nordul României, și în Transilvania, și în Bucovina, și în Moldova, și peste tot. Și anume, nu știu dacă ați întâlnit vreodată uh, fenomenul acesta. Pe vremea aceea, satele erau, desigur, mai populare. Era o altă în situație, astăzi, din păcate. Dar uh, pe vremea aceea. Exista un fel de opinie a, a satului uh -huh. împotriva celuia care uh, spunea poate idei mai multe, era mai isteț, uh, poate spunea, le și versifica câteodată da, da, da. și întotdeauna îl socoteau, uh, îl marginalizau și credeau și îl ușor nebunul da, satului, exact. adică nimeni nu-l lua în seamă. Mințile iscoditoare nu întotdeauna au avut căutare printre noi. Deci e un dat, e un dat. Sigur, nu generalizăm. Au fost și inovatori care, au rămas și, români, care, au, care au rămas și care au fost înțeleși și care au ajuns la performanțe. Dar ajungem, iată, în ziua de astăzi, în care, ca să nu ne mai punem niciun fel de problemă, gonim aproape pe toată lumea. Da, din păcate. Cum are unul ceva studii sau vrea să facă studii? Îi spune mai bine, du-te și fă în altă parte, îl ajută și familia, îl ajută toată lumea, mai să scăpăm și de să ei. să mai întorc. Mai să scăpăm de ei. Da, e, e tragic. Or, este este o problemă pe care uh, niciodată societatea românească pare a nu fi fost pregătită să o discute în concret în, și în, da, cu în cărțile substanță, în substanță. Da. Aș vrea să ne întoarcem puțin acum la dumneavoastră. Eu am obiceiul să, să adresez o întrebare, bine, informată formată din trei elemente. Dar uh, această întrebare, de fiecare dată când o adresez, mă bucur foarte tare de fiecare reacție a partenerului de discuții. Și iată întrebarea. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? După răspunsul la cine sunt, uh, alerg și eu, pentru că nu e un lucru ușor de definit. Sigur că sunt, în primul rând, uh, produsul unei educații uh, atemporale și încă solide, deci sunt produsul familiilor din care mă trag. Asta este în mod cert. Și acum, scrind uh, la una dintre cărțile pe care vreau să le public, poate la anul, să vă aștept, Dumnezeu. Uh, rememorez această importanță pe care a avut-o în existența și în formarea mea familia. Uh, și din partea tatălui meu, din partea mamei mele, am avut parte de familii, care iubeau cartea, știau să o prețuiască, iubeau arta, cultura în general și lucrul ăsta probabil că a fost salvator pentru mine, alături de credința în Dumnezeu, care mi-a fost dată tot de ei și după aceea, sigur, și din propria mea conștiință. Cultivată de dumneavoastră. Deci, Într-un fel, sunt produsul acestui. după aceea. Soarta n-a vrut să fac, să urmez carierele obișnuite din familia uh, Boroianu, cu precădere, pentru că erau socotite facultăți uh, ideologice, și uh, eu am prins perioada tuturor schimbărilor, născut fiind în 42, a tuturor schimbărilor învățământului românesc. Din păcate. Și uh, dintr-o pasiune secundă, care era pasiunea pentru. Arte, art în general. nu numai, dar și pentru teatru. Am ajuns să fac regia de teatru și nu mi-a părut rău. A fost o. În primul rând, o extra, teatru a fost pentru mine o extraordinară școală de viață, care m-a pregătit și pentru ce avea să fie după. În 90 m-a întrebat cineva, mi-a pus o întrebare aproximativ ca cea pusă de dumneavoastră și. Uh, după aceea a ținut să spună, dar cum ați intrat în politică? Și i-am spus, mi am intrat în politică cote Shakespeare. Bun, acela nu știa despre ce e vorba. Noi, care ați făcut teatru știți ce înseamnă asta. Da. Grădina și curtea și ce poate să însemne. Shakespeare a fost o foarte bună lecție de cum poate fi înțeleasă Politica. Culmea este, și ce scuze că vă trăd, culmea este că și în momentul de față, apropo ca și maestru Caragiale, despre care tot s-a mai discutat în ultima perioadă, cei doi în perioade diferite ca și existență, dar sunt atât de actuali acum, în momentul ăsta. Păi, noi am rămas noi, așa că nu -au, au cum -au să, -au cum să se schimbe. N-au cum exact. exact. E, uh, da, vedeți, aici e problema, de fapt, nu a noastră, ci a celor care uh, se duc la spectacole de teatru. Și de fiecare dată, vorbim de Shakespeare, de exemplu, că tot am discutat de el, de fiecare dată, eu și asta am, am văzut și eu cu ochii mei, când ies din sala de spectacol după o piesă de-a lui Shakespeare, zic că, dom'le, dar mi se pare că parcă acum e. Și zic, da, da. este acum. Este e adevărat. Acum. E adevărat, cu toate că epoca e din ce în ce mai marcată de un fenomen care, pe mine, unul mă deranjează foarte tare, și pentru că am prins din plin uh, o perioadă în care ideologia... Depășea orice altă formă de manifestare, și am sentimentul acut că și astăzi ne dreptăm către aceeași uh, situație. Ideologia a intrat cu picioarele în, uh, în tot uh, mediul de gândire și uh, de cultură. Sănătos până la momentul acela? Credeam că rămâne sănătos și nu, e, nu. e începe să se molnavească. și pentru că ați spus de Shakespeare, eu sunt foarte marcat de faptul că aproape nu mai există spectacole făcute în temeiul unui singur text al lui Shakespeare, uh -huh. ci regizorii și cei care alcătuiesc textele spectacolor adună pentru o temă care după aceea e marcată ideologic din toate textele lui Shakespeare. Da, da. Și fac un amestec, să zicem. Și nu mai există gândirea lui Shakespeare sau textul lui Shakespeare cu capul al fine. Da, exact. Și e, e un... Aproape că nu, nu poți să spui că ai văzut mai nou uh, un spectacol care să aibă și uh, valoare emoțională, datorită talentului actorilor uh, cu Richard al uh, iii sau cu Hamlet sau cu. Nu, sunt teme. Uh -huh. Ori asta arată că uh, ideologia asta bizară uh, pe care uh, gânditorii mai mai uh, serioși americani, uh, cu toate că acolo începe <coughs> o, o bifează ca fiind marxism cultural, uh, să-și pună o amprentă foarte, foarte puternică asupra tuturor artelor. Vreau să vă felicit pentru două lucruri pe care poate unii dintre telespectatorii noștri nu le știu și am să le enunț acum. În 1998, uh, domnul Radu Boruianu primea ca, uh, decorația de cavaler al Legiunii de Onoare la Paris iar în decembrie, pe data de 1 decembrie, primea Ordinul Național pentru merit în grad de comandor. Aș vrea să vă felicit și eu acum, că n-am avut ocazia să o fac atunci când a fost momentul. Mulțumesc! O singură uh, mențiune, Bă că rog. am primit-o fiind ambasador la Berna, uh -huh. uh, în interiorul Ambasadei Franței de acolo. Vă da. felicit! Vreau să vă felicit da, și vreau să, vreau să înțeleagă telespectatorii noștri un singur lucru, că eu, din punctul meu de vedere, sunt un optimist. De ce? Pentru că, așa cum dumneavoastră existați, așa cum există și alți oameni despre care noi am vorbit înainte de a intra în interviu, vorbim de Maestru Codrescu și foarte mulți alții, încă mai există oameni care, atât cât pot și cu toate resursele pe care le au, încă se ocupă și sunt îngrijorați de ce se întâmplă cu cultura românească. Și își doresc să nu se ducă undeva unde n-ar trebui să ajungă. Nu, nu sunt foarte mândru de rezultatele eforturilor mele, pentru că până la urmă nu, nu vreau să joc cartea unei false modestii. Dar suntem până la urmă fiecare dintre noi vinovați că n-am putut să ducem mai departe gândurile cu care am pornit. E foarte simplu să spui uh, s-a opus uh, partidul sistem, da. sau sistemul sau mai știu eu cine s-a opus. Probabil că n-am găsit argumente suficiente pentru asta. Nu pot să sunt marcat de felul în care am fost educat și în felul în care m-am construit și m-au construit și școlile și ceilalți cu care am venit în contact, de faptul că poate cea mai importantă calitate a trăitorilor pe aceste tărâmuri românești, creativitatea nu e băgată în seamă. Uh, și folosesc special uh, numirea, numirea și noțiunea de creativitate pentru că eu sunt partizanul idei că noțiunea de cultură acoperă mm. întreaga creativitate. Deci nu ne putem adresa doar artelor. Doar un singur segment. Nu. Uh, Ori, uh, cu toate acestea rămânem, rămânem subjugați în continuare unei idei care este din ce în ce mai stupidă că doar bunurile pământului sau sub pământului sunt cele care ne pot ridica. ridica. Ne țin în cont de faptul că până și acelea ca să, pot, să poată să devină concurențiale, deci să ajute la progresul acestei țări, ar trebui puse în mișcare tot de mintea românească. Exact. Noi nu nu o încurajăm deloc. Nu o încurajăm deloc. Deci am, eu am intrat în politică numai pentru acest gând, și cu toate că am fost numai în câmpul liberal, care credeam cel mai eliberat de prejudecăți și cel mai gata să primească uh, impulsuri diferite pentru asta, n-am găsit niciodată înțelegere pentru ceea ce promovam. Și o am să... plecat destul de dezgustat. Asta vreau de să vă întreb. Asta să vă întreb. Cum, cum a f... Care a fost sentimentul dumneavoastră după ce ați plecat din. De, de dezgust, pe de o parte, și de mâhnire. Față de mine însumi, față de probabil un anume. Eu știu, poate nu destulă energie, poate mm -hmm. n-am găsit căile cele mai potrivite, poate. Nu-mi nu, nu dau seama. Înțeles. Dar n-am de ce să ascund lucrurile astea deloc, nu le-am ascuns niciodată. În momentul în care, la un moment dat, am ocupat o altă demnitate în o altă instituție, am constatat că acea instituție era construită brambura. Și știm despre un ce singur, instituție vorbim. Cu un singur scop de a se face că există. Uh -huh. cu, un, cu o prezență în străinătate, nu se știe de ce, oprită la câteva locuri, cu teritorii întregi de interes pentru relațiile României fără acoperire și cu niște juriști de la alte instituții mai bine întocmite, am pus la cale, repet, numai cu ajutorul lor, da, pentru da, că nu aveam o pricepere. Da, eu Exact. Uh, o lege care să fie folositoare statului român. Acest, să o facă folositoare statului român, cu adevărat. Și nu s-a întâmplat nimic. Nu. Ba, din potrivă, la un moment dat, poate, eu știu. Și asta m-a făcut să. Să vă retrageți. Uh, să fiu retrasă. Să... Hmm. Mai asigur că dezgustul meu m-a făcut să mă retrag totalmente din politică, dar de acolo am fost pur și simplu. Da, da. Știu. Oricum, apropo de ce vorbeam adineauri, noastră ați avut o realizare foarte importantă în 2017, apropo de România și de reprezentarea României din punct de vedere cultural, dacă putem să spunem așa. Vorbim de celebul salon al cărții de la Paris, unde ați reușit să, să duceți uh, niște, să le spunem mai, să spunem, materiale. Le luăm așa. Uh, România a ajuns acolo și a fost foarte bine primită, foarte bine văzută și asta vi se datorează. Mă bucur că mai e cineva care să-și aducă aminte. Uh, a fost acolo poate o bătălie pe care am dus-o pe tăcute cu o memorie proastă a, 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 din vina noastră pe care ne-o purtau, uh, o amintire proastă pe care ne-o purtau uh, organizatorii. Salonului cărții, și pentru că eu sunt și de cultură franceză, am ținut să. Și fac, ați luptat că, pentru ideea asta. Da, am, am reușit să fac, dintr-o margine de târg, care părea destinată pe viața României, să aduc România în mijlocul târgului și uh, să ne și clasăm pentru prima dată pe locul întâi Pe locul 1, într-un uh, într fel de clasament neoficial, mm -hmm. dacă aia se face în fiecare an. Anul următor, nu mai eram eu, dar Știu. pergul și a continuat în aceeași formă destinația care era deja creionată, și am avut din 9. Mi teamă că nu s S-ar putea acolo. să nu se mai întâmple. Mi teamă. Eu vreau să vă felicit pentru acest lucru, pentru că până la urmă ceea ce ați făcut atunci la uh, salonul cărții de la Paris, uh, e o cărămidă, Dacă putem spune așa. Da, dar vedeți. Uh, Probabil că nu suntem constructori. Pentru că eu -am, niciodată n-am dărâmat cărămizile altora, mm -mm. dacă erau să Da, așa este. Apropo că... de și de povestea lui Manole, până a reușit să construiască mănăstirea da. a trebuit să găsească o altă metodă ca să reziste. Bun, e adevărat. Acolo sensurile sunt mai profunde decât cele pe care ne-am obișnuit noi să le, să le folosim. Dar este cert, este cert că nu se știe de ce pentru ce? care e care motivația pentru care, indiferent cât de adversari, să spunem, politici, ne-ar fi fost Ar, cei dinainte noastră, nu putem să ducem mai departe și ideile lor bune, pentru că nu cred... Că nu cred că toate ideile nom... sunt proaste, sigur că, clar. Sigur că nu. Da, sigur. din păcate, și aici ne apropiem și de final, din păcate, apropo de ce spuneați aur mi se pare că și nu vreau să fiu răutăcios, mi se pare că orgolile mărunte, poate lipsa de viziune a unora, poate... Uh, uneori, chiar interesele personale ale unor astfel de persoane uh, orbesc. Și în momentul ăla, aceste valori de care noi discutăm și aceste idei bune, apropo de cultura românească, vorbim aici nu vorbim de politică, vorbim doar de cultură, uh, nu mai sunt regăsite, nu-și nu mai au valoarea lor. Indiferent că sunt bune, indiferent că sunt, uh, hai să spunem, echilibrate. Am o, am o teorie despre uh, nevoia de latinitate, nu numai pentru că noi suntem uh, un popor neolatin sau avem o limbă neolatină. sau uh, Nu numai pentru asta, dar pentru că întreaga construcția continentului ăsta foarte ciudat, care este Europa, se datorează uh, latinității ca instrument și creștinismului ca spiritualitate. Altminteri să mă ierte cei de astăzi, îmi pare rău, Europa n-ar fi existat. Ar fi fost, probabil, așa cum Putin nu încetează să o denumească, Euroasia. Așa este. E, ori eu nu sunt prieten cu domnul Putin și nici nu văd de ce aș fi. Mi-e teamă că a, a, e și o amprentă de, de așa-numită glorie latină care ne marchează individualitățile și individualismul și care nu e de bun augur, nu știm să ne dăm mâna, nu, da. nu ne e și constructul națiunii, care e un construct. Da, clar. Nu l-am dus până la capăt niciodată și, și astăzi și nici nu cred că o să, toate, să ducem, nici nu cred din toate. Așa este, în Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste minute de stat împreună. Așa cum spuneam la început, sunt onorat de faptul că am stat de vorbă și eu mai am o vorbă între prieteni, nu scăpați așa ușor de mine. Da. Cu drag, cu vă drag mulțumesc de mult de tot, domnule Buroianu. Multe lucruri să vă vină frumos, și de acum încolo, și să vă ajute Dumnezeu să scoateți această carte despre care ne-ați povestit, și poate ne și vedem la momentul lansării. Mulțumesc frumos! Dragi telespectatori, cultura românească, încă atenție, încă mai are piloni. Important este să știm să îi păstrăm în picioare și să îi ținem drepți. Iată încă un exemplu, și nu este numai dânsul singur, mai sunt și alții, pe care o să-i vedeți în această emisiune, și promit că voi fi unul dintre apărătorii culturii românești și a valorilor autentice românești.